Bun găsit! Vă prezint astăzi o aplicație deosebită pe care o folosesc foarte des și anume aplicația Canva. Și vom încerca astăzi să alcătuim o fișă de lucru folosind această aplicație. Accesez Canva. Puteți avea un cont pe această aplicație. Dacă nu-l aveți, îl veți crea în acest moment și vă sfătuiesc să-l faceți pentru că este foarte utilă. Putem accesa Canva Education gratuită și cu acces la multe opțiuni, multe setări. Așadar, accesăm Canva și vom scrie în spațiul de căutare worksheet. Și vom găsi foarte multe șabloane pentru fișe de lucru. Mai frumoase, mai atractive, mai adaptate cerințelor noastre. Așadar, accesez această aplicație Canva, fișele de lucru din Canva. Vă prezint câteva dintre modelele pe care le găsiți acolo și o să accesez una dintre fișe, și anume aceasta, fotosinteza. Este textul în aceste casete în limba engleză, dar elevii pot lucra pe ele și pot schimba textul în totalitate. Fotografiile pot fi gratuite sau nu și atunci veți avea opțiunea să le păstrați sau să le înlocuiți. Vreau să adaug o pagină nouă la această fișă de lucru și voi insera o formă. În cazul acesta am inserat un pătrat pe care pot să-l redimensionez. Deci această fișă de lucru albă pe care pot insera orice formă, orice desen. Am redimensionat pătratul, l-am transformat aici într-un dreptunghi din care voi putea adăuga un text. Vreau să adaug pe fișa mea de lucru la o altă pagină o diagramă. Așadar accesez diagrame din partea stângă și voi găsi o diagramă așa cum îmi doresc eu să arate pe fișa mea de lucru. Am ales forma aceasta, se pot accesa și alte tipuri de diagrame. Voi face un grafic, distanță în funcție de timp și voi avea două mobile, după cum vedeți aici, a căror mișcare variază în felul acesta. Fișa noastră de lucru poate fi creată direct aici, diagrama poate fi creată direct aici sau poate fi adusă din foi de calcul din Google, așadar. Poți face diverse setări la fișa noastră de lucru. Fișa de lucru poate fi descărcată și o să vedem în ce mod se poate descărca. Poți să distribui fișa de lucru cu acest link, pot să o prezint unor auditori, pot să copiez fișa de lucru, pot să o trimit pe o pagină Facebook, într-un grup de Facebook, sau pot să o trimit pe e-mail, sau pot să o conectez direct în Google Classroom. O altă fișă de lucru unde trebuie să fac o clasificare a formelor de energie, surselor de energie regenerabile, neregenerabile, deci o temă de lucru pentru elevi, unde pot să notez numele elevului, numele profesorului, data când a fost completată fișa de lucru și clasa. Introduc în fișa noastră de lucru și și o diagramă. Așadar, voi putea introduce în fișele mele de lucru și diverse surse, imagini pe care le accesez în mod gratuit din prezentarea noastră din Canva și pot adăuga figurine de acestea precum un liniar, un cutter, o pioneză, o carte deschisă, pot să le adaug în prezentările pe care le fac aici în Canva sau în fișele mele de lucru, pot folosi diverse opțiuni pentru a blura textul, pentru a multe lucruri foarte, foarte utile în prezentări. Succes!